Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, în această duminică a izgonirii lui Adam din Rai și duminica lăsatului sec de brânză și începutul postului mare, trei lucruri ni se pun în fața ochilor. Postul, rugăciunea cu iertarea și bunurile. De ce ne lipim noi inima? Eu nu am să... Părintele a stăruit frumos în cuvântul său asupra lucrurilor acestora. Atrag atenția doar numai asupra unui singur lucru. Sfânta Evanghelie spune că cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Iar cel ce se leapădă de mine, se leapădă de cel ce m-a trimis pe mine. În acest cuvânt al Mântuitorului Hristos, ne amintește nouă de ascultare pe care trebuie să dăm. Și în această duminică a izgonirii lui Adam din Rai, ne aduce aminte de neascultarea lui Adam. Deci dacă noi ascultăm pe ucenicii Domnului, pe cei care ne sunt păstori și învățători, ascultăm pe Domnul. Iar cel ce se leapădă și nu ascultă de părinți și de învățătorii lor, aceia nu ascultă nici de Domnul. Un alt cuvânt de la părinți spune felul următor: cel ce ascultă de Dumnezeu și cel ce ascultă pentru Dumnezeu, pe cel ce-l povățuiește pe calea mântuirii, aceeași plată au. Deci cel care ascultă direct de cuvântul lui Dumnezeu și cel ce ascultă pe cei care îi povățuiesc pe calea mântuirii pentru Dumnezeu, aceeași plată au. Fiind în această duminică, deci, să învățăm mai mult ascultarea, căci ascultarea nu este altceva decât un dar pe care Hristos Domnul ne l-a adus. Și ascultarea de acum, e fiind un dar pe care El, Domnul, ne l-a adus, în momentul când îl împlinim, ne așezăm precum Hristos. Mi-am adus aminte de un cuvânt al părintelui Zaharia. E vorba de Zaharia Zaharu, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul. Ascultare este un dar de la Dumnezeu. Primind primul cuvânt, ne vom afla în voința lui Dumnezeu și astfel dobândim și curăția minții și rugăciunea cea curată. Curăția minții este un dar specific dat ascultătorilor, zice Părintele Zaharia. De aceea închei cu acest cuvânt: să ne selim spre sfântă ascultare, căci așa vom dobândi bucuria așezării cu Hristos, lângă Hristos. Și să nu ne fie teamă de nimic legat de situația care este. Nimeni nu va pleca nici mai devreme, nici mai târziu, ci va pleca din această viață atunci când Domnul va rândui. Să fim convinși de lucrul acesta, că viața este de la Dumnezeu. Desigur, trebuie să fim atenți, să nu fie nepăsare, dar să fim și încredințați că Dumnezeu este cu noi. Iar pe cel ascultător, Dumnezeu nu-l trece cu vederea. Pentru că ascultătorul s-a făcut ucenic, s-a făcut părtaș, s-a făcut un Hristofor. Să postim frumos. Și acum, dacă tot am zis și de post, două cântări din această zi spune așa:
venit apostol, Maica a curăției, purtarea îngerilor și mântuirea oamenilor. În muntele Horeb, în altă cântare, cu postul curățindu-se Ilie, a văzut pe Dumnezeu. Să ne curățim și noi inima cu postul și vom vedea pe Hristos. Pentru că apoi, strălucind noi cu razele Sfintelor Porunci ale lui Hristos, strălucirea dragostei, fulgerul rugăciunii, sfințenia curăției, tăria bărbăției, toate acestea se vor așeza peste noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți, post cu folos și binecuvântat la toată lumea. Amin.